Pacea Domnului Iisus, ne bucurăm pentru că ne găsim alături de Cuvântul lui Dumnezeu și de data aceasta și dorim ca Tatăl Ceresc să fie acela care să ne dea înțelepciune și pricepere pentru ca Cuvântul Său, acest cuvânt în care se găsește de fiecare dată o sursă suficientă de informare pentru fiecare creștin, să găsească putere de data aceasta și în viața și inima noastră pentru a ne transforma și a ne ajuta într-adevăr să urmăm modelul care ne-a fost dat. Aș vrea pentru început să citim un text din Sfânta Scriptură, de la 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Amin. Putem vedea, acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi cu această ocazie. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să devenim, de fapt, o lumină, să devenim, dacă putem spune așa, chiar o sinagogă, o biserică pentru cei din jurul nostru, în care oamenii să-L poată descoperi pe Tatăl Sfânt. Atât de frumos ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre această biserică. Și așa, după cum deja ne dăm seama, aș vrea cu această ocazie să vorbim despre Biserica lui Dumnezeu, dar nu acea biserică pe care noi, sau la care noi ne gândim, acea clădire, acea casă specială în care mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu. De data aceasta aș vrea să vorbesc despre Biserica lui Dumnezeu, care trebuie să se găsească în inima ta și în inima mea, în viața noastră. Spunea atât de frumos Cuvântul lui Dumnezeu că voi trebuie să fiți zidiți, să fiți ce? O casă duhovnicească, o casă în care să se găsească prezența lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în vremurile străvechi, întotdeauna Dumnezeu a dorit ca El să locuiască împreună cu poporul Său. În Sfânta Scriptură, în Cartea Exodul, capitolul 25, versetul 8, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, era Cuvântul lui Dumnezeu către Moise, pe care Moise trebuia să-L dea poporului Său, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Aceasta a fost dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu a organizat, a ridicat, de fapt, din mijlocul mulțimei de oameni un popor, un popor deosebit. Și Dumnezeu dorea ca El să locuiască în mijlocul acestui popor. Spunea mai departe Cuvântul lui Dumnezeu și citim în capitolul 29, versetele 45 la 46, eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor pe care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Observați, de fapt, scopul pentru care Dumnezeu dorea ca să locuiască împreună cu poporul Său era unul dintre acelea, era de a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Cu cât noi suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât Îl cunoaștem mai mult. Privind la Domnul Iisus Hristos, suntem transformați, devenim oameni după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. De fapt, așa cum am fost creați la început, Sfânta Scriptură ne spunea că în momentul în care Dumnezeu a creat omul, spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ei, Dumnezeu dorește ca să restabilească caracterul, chipul și asemănarea lui Dumnezeu în fiecare ființă omenească. Și acesta este un mijloc de care Dumnezeu se folosește. El vrea să fie aproape de noi. Ne spune mai departe Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, scopul. Unul dintre aceste scopuri era ca poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, să-L recunoască pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lor. Un alt scop îl găsim în cartea lui Isaia, capitolul 56, versetul 7 la 8. Și spune Cuvântul Domnului: îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderele lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu. Și acum atenție, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care strânge pe toți cei risipiți al lui Israel. Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Observați cât de frumos ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Care a fost scopul lui Dumnezeu cu poporul Israel? Nu doar ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu doar ca Dumnezeu să fie poporul israeliților. Doar atât. Acesta a fost unul din scopuri.
dar nu doar atât. Și ce spunea cuvântul lui Dumnezeu? Ne spunea atât de frumos, voi, adică poporul lui Israel, trebuia să devină o casă de rugăciune pentru cine? Pentru toate popoarele, pentru toate națiunile. Prin viața lor și celelalte popoare nelegite trebuia să-L descoperă pe Dumnezeu. Și spune atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu, voi strânge pe toți cei risipiți, nu? Voi mai strânge și alte popoare aici. Problema e că viața poporului Israel nu a decurs așa după cum ar fi dorit Dumnezeu. Și am vrea cu această ocazie, de fapt, să facem o paralelă între ceea ce s-a întâmplat în viața copilului Israel și ceea ce poate se întâmplă astăzi în viața noastră, în biserica noastră, în gândurile noastre, în inima noastră, în relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să ne ducem cu mintea și cu gândul nostru în era Noului Testament și să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în momentul în care El intră în templu, în casa lui Dumnezeu, acea casă care trebuia să fie ce? Citeam noi din Isaia, o lumină, o ușă deschisă către Dumnezeu pentru toate popoarele. Vreau să deschid cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să urmăriți acest cuvânt împreună cu mine din Ioan capitolul 2, versetul 13 la 16. Și iată ce spune Sfânta Scriptură. Paștele iudeilor era aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bij de ștreanguri și a scos afară pe toți cei din templu împreună cu oile și boi. Au vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Venim în timpul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea sa. Este arătat aici în Sfânta Scriptură prima sa intrare în templu, momentul în care vine acolo împreună cu cei dragi ai săi, cu ucenicii săi și spune cuvântul lui Dumnezeu ce vede acolo. Se aștepta de acolo în mod normal să vadă ce? Un izvor de lumină, un izvor de speranță, ceva deosebit ca să atragă oamenii să-L descopere pe Dumnezeu, să poată ca acești oameni care veneau la templu acesta care pe de afară arăta extraordinar de minunat să plece de acolo fericiți de fapt că ei L-au descoperit și L-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Dar spre surprinderea sa, Domnul Iisus Hristos, ca și om, dar totuși făcând o lucrare dumnezeiască pentru salvarea noastră, ce spune cuvântul lui Dumnezeu că găsește acolo? Spune că în templu a găsit pe cine? Pe cei care vindeau boi, oi, porumbei, schimbătorii de bani care stăteau pe jos și ce a făcut? A încercat de fapt să facă o curățire a templului. Observați de fapt, Sfânta Scriptură încheie aceste versete cu un gând parcă foarte puternic și plin de durere pentru poporul lui Dumnezeu. Zice, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Este foarte interesant gândul acesta. Scopul lui Dumnezeu era ca această casă să devină ce? O casă de rugăciune pentru toate popoarele. Iar poporul lui Israel a făcut din această casă ce? O casă de afaceri, o casă de negustorie. Există riscul ca și în viața noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, să ajungem în acest pas? Există riscul, de fapt, ca să negociem, nu, cu Dumnezeu? De fapt, ce se întâmplă acolo? Vreau să citesc un gând din Hristos, Lumina Lumii, în pagina 158, în legătură cu acest aspect. Când a intrat în templu, Iisus a văzut tot ce se petrecea acolo. A văzut tranzacții necinstite. A văzut durerea săracilor, care credeau că fără jertfire de sânge nu se putea obține iertare de păcate. El a văzut curtea de afară a templului transformată într-un loc de negustorie sfântă. Cuprinsul locului sfânt a ajunse un imens târg. Vedea cum iubirea lui Dumnezeu urmează să fie ascunsă de la păcătos, iar oamenii să facă negoți cu harul lui. Interesantă idee. Și totuși plină de durere. Să ajungi tu, poporul lui Dumnezeu, comoara prețioasă a lui Dumnezeu, ce să faci? În loc să lupți să-L descoperi pe Dumnezeu pentru cei din jurul tău, să te lupți pentru ideile tale, pentru părerile tale și să faci negoți, să negociezi cu Dumnezeu. Știți, în lumea aceasta, în multe ramuri așa zise religioase, se practică ideea aceasta, a face negoți cu harul lui Dumnezeu.
Vine păcătosul, nu, la duhovnicul său și începe să spună, începe să negocieze cumva dacă nu poate să îi se dea o dezlegare, să facă un anumit lucru care în mod normal nu ar trebui să-l facă. Nu care cumva de multe ori se întâmplă lucrul acesta și în viața noastră? Nu ne vin idei de felul acesta de a negocia cu Dumnezeu? De a spune, Doamne, dar nu se poate măcar o dată, măcar de data aceasta. Observați de fapt ce făceau cine? Conducătorii templului, sub conducerea lor, sub directa cârmuire a lor, ce se petrecea acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu și spiritul profetic împreună de fapt că în curtea templului unde ar fi trebuit să se găsească ce? Speranță, nădejde, bucurie, pace pentru păcătoșul care venea, nu? O nouă cale să vină de acolo și să plece acasă din nou fericit. Ce se găsea? Cumva era ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în lumea noastră politică de astăzi. Sau poate nu. Ce se întâmplă de fapt? Atunci când tu ai o problemă, atunci când tu vrei să-ți rezolvi problema ta, nu? Mergi și te duc cu oamenii aceștia din zilele de astăzi de la ghișeu la ghișeu. Unul cere ortie, altul îți mai cere nu știu ce, altul mai nu știu ce și tot așa și nu mai ajungi. De multe ori te lași pe gubaj de drepturile tale. Așa se întâmplase și în lumea religioasă din timpul vieții Domnului Iisus Hristos. Oamenii căutau să câștige de pe urma celor care erau ce? Săraci, nenorociți, orbi, păcătoși, căutau să câștige. Și știm noi de fapt cum se întâmpla lucrul acesta. Venea omul sărac cu nenorocitul, cu animalul lui, pentru că așa era jertfa din vremea aceea rânduită prin Moise de Dumnezeu până la Domnul Iisus Hristos, până la jertfa Domnului Iisus Hristos. Venea ca să aducă o jertfă pentru păcatul său cu bucurie, dar erau acolo oameni puși care căutau să respecte legea lui Dumnezeu și ce spuneau, animalul acesta nu corespunde. Găseau ei un motiv, chiar dacă nu era. Nu corespunde pentru că, uite, are ceva la ureche, uite, are ceva la picior, uite, dar nicio problemă, rezolvăm noi problema aceasta. Și trebuiau să cumpere un animal din cele pe care ei le aveau pregătite. Dar interesant, devenea o altă problemă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era acolo și schimbător de bani. Omul de rând, păcătosul de rând, nu putea să cumpere acest animal cu banii săi proprii. Trebuia să convertească banii săi în moneda templului. Așa după cum am spune în zilele de astăzi, să meargă unde? La cei care schimbă banii din zilele de astăzi, nu? La schimbul valutar. Și acolo din nou se aplica un comision. Și Domnul Iisus Hristos vede toate aceste lucruri, vedea de fapt că unele lucruri erau imposibile pentru păcătosul de rând ca să le mai rezolve. Și atunci cumva râvna pentru casa lui Dumnezeu, nu? Iese în evidență și Domnul Iisus Hristos spune, ați făcut din casa tatălui meu o casă de negustorie. Dragii mei, haideți să ne cercetăm viața și inima noastră. Nu cumva încercăm și noi același lucru să-l facem astăzi? Ne pricepem să facem negustorie, spunea cuvântul inspirat cu ce? Cu harul lui Dumnezeu. Haideți să venim pe picioarele noastre, să venim înaintea Domnului Iisus Hristos, să cădem pe genunchi înaintea sa, să cerem iertare și înțelepciune pentru ca voia lui să se îndeplinească în noi, pentru că el spunea, tu trebuie să fii o casă de rugăciune pentru toate popoarele, o lumină pentru cei care vor să mă descopere cu adevărat. Să mergem mai departe, să vedem starea în care a decăzut poporul Israel și poate să fie cu durere, putem să spunem lucrul acesta, starea noastră din zilele de astăzi. Și spun lucrul acesta pentru ca noi, fiecare dintre noi, să ne trezim la realitate și să nu dormim pentru ca în cele din urmă să ajungem să dormim somnul de vieci și să ne pierdem speranța de a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia scrisă de Matei, capitolul 21, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune. El le-a mai zis. Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Citează Domnul Iisus Hristos Isaia 57, pe care tocmai noi l-am citit. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Observați de fapt, decăderea poporului Dumnezeu începe parcă să fie accelerată, pas cu pas. Dacă până acum erau niște negustori și negustorul de fiecare dată vrea să câștige el, nu cel care vine să cumpere. Știm noi, am mers prin bazaruri, târguri, cam așa, trebuie să te tocmești, gălăgie acolo, nu? În loc să auzi cuvântul lui Dumnezeu, se văd tot felul de discuții, fiecare cu tăria lui, cu înțelepciunea lui, cu priceperea lui. Dar de data aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că unde s-a ajuns, creștinul, credinciosul, omul de rând să fie tâlhărit în mod pe față, cu lege,
În mod legal am putea spune. Spune că ați făcut ce? Nu o casă, ci o peșteră de tâlhari. Interesant, nu? Domnul Iisus Hristos aduce o acuzație foarte dură asupra poporului său pentru care el a venit ce să facă. El nu spune lucrurile acestea pentru că își ura, că îi urau pe oamenii aceia. Nu, el i-a iubit și spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a iubit până la capăt. A venit și și-a dat viața pentru ei. Chiar dacă ei nu l-au dorit, el a venit pentru ei în mijlocul lor, a trăit pe străzile lor. Același lucru se întâmplă și în viața noastră. Iisus ne iubește. Iisus dorește să intre în casa noastră, în viața noastră. Dar ne întrebăm în mod sincer, are el loc în viața noastră? Oare nu cumva și viața noastră este plină cu tot felul de lucruri în care Iisus nu își găsește plăcerea? Oare nu cumva această afirmație este adresată și pentru noi astăzi? Ce trebuie să fii tu pentru Hristos? Tu trebuie să fii o casă de rugăciune. Citeam în 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, nu? Tu trebuie să fii zidit ca fiind o casă duhovnicească, nu? În care să se aducă jertfe plăcute a lui Dumnezeu. Cui aducem noi jertfele noastre? Fiecare dintre noi facem sacrificii. Cine primește aceste sacrificii? Să fim foarte atenți la viața noastră. Vreau să revin din nou la minunata carte Hristos, Lumina Lumii și citesc în pagina, la pagina 390. La începutul lucrării sale, Hristos izgonise din templu pe acei care îi spurcau prin negustoria lor nesfântă. Observați, spune aici de fapt că ei spurcau ce? Templu prin această negustorie nesfântă, despre care noi tocmai am vorbit. Acum citim din nou. La sfârșitul lucrării sale, Domnul Hristos intră din nou în templu. Nu vorbim despre a doua curățire a templului. El a mers din nou la templu și l-a găsit cum? Mai profan ca înainte. Curtea de afară a templului era un întins obor de vite. Și acum atenție! Certurile mânioase dintre negustori se amestecau cu mugetele animalilor și cu zăgănitul banilor. Printre ele se auzea cei care oficiau slujba sfântă. Demnitarii templului erau ei însăși angajați în vânzări, cumpărări și schimburi de bani. Erau stăpâniți atât de mult de lăcomia lor de bani, încât în ochii lui Dumnezeu nu erau mai buni decât cine? Parcă am putea spune în ziua de astăzi, Doamne ferește, cum adică? Cei care conduc biserica lui Dumnezeu, cei care sunt în fruntea poporului Dumnezeu, cei care de fapt vorbesc despre Mesia, în templul acela așa minunat, să fie socotiți de Hristos, cum? Nu mai bun decât hoții. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, ați făcut din casa mea, din casa tatălui meu, o peșteră de tâlhari. Și inima Domnului Iisus Hristos este mâhnită. Este umplută de durere. Când vede, de fapt, misiunea pentru care El a venit. Știe prețul pe care trebuie să-L plătească. Știe, de fapt, că El nu a făcut compromis deloc cu adevărul. Și pentru El a fost mai degrabă să-L dea viața decât să schimbe legea lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Vede acum pe oameni în care a investit și a pus atâta încredere în ei că sunt stăpâniți de ce? De patimile lumii. De plăceri. De egoism, de răutate. Vedeți, de fapt, cum fiecare dintre ei vor să schimbe adevărul în întuneric, din dorința de a câștiga apreciere sau bani. Este foarte trist lucrul acesta. Spune că oamenii aceștia, conducătorii de la templu, erau stăpâniți atât de mult de lăcomia de bani, încât pentru ei banul era Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu ei nu erau mai buni decât hoții. Dragii mei, am vrea ca fiecare dintre noi să ne cercetăm fiecare, să-i dăm lui Dumnezeu puterea de a ne transforma viața noastră. Și dacă cumva am apucat și noi pe acest drum în decădere, să ne trezim și să înțelegem care este scopul misiunii noastre. Atunci când Dumnezeu te cheamă ca să dai lumii Evanghelia, cum o faci? Care este interesul tău? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinte cu înțelepciune pe fiecare dintre noi. Vreau să mai citesc un gând din Ezechiel, capitolul 12, versetul 2 și 3. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud, sunt o casă de răzvrătiți. De aceea, Fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua sub ochii lor. Pleacă în fața lor din locul unde ești și du-te în alt loc. Poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. Dragii mei, aceasta este solia lui Dumnezeu pentru noi astăzi.
Suntem noi pregătiți pentru momentul acesta? Dumnezeu ne avertizează și spune: deschideți ochii și vezi de fapt că faci parte dintr-o casă de îndărătnici. Dacă continui să mergi pe drumul acesta, vei fi pierdut, tu nu vei face parte din poporul lui Dumnezeu. Mergem la templu, fiecare dintre noi, în fiecare zi de sabat sau în alte zile dacă ne închinăm. Ne batem cu pumnul în piept că suntem poporul lui Dumnezeu, cu toate că de multe ori nu mai știm ce credem. Suntem aici, dar nu știm de ce suntem în această biserică. Încercăm astăzi tot mai mult să facem o biserică universală, nu? Adică nu contează ce cred, nu contează cu cine mă rog, nu contează cu cine mă închin. Acesta a fost întotdeauna scopul diavolului. Facem compromis cu adevărul. Negociem cu Dumnezeu. Ne îndreptăm cu spatele către Dumnezeu și spunem că mergem cu El, dar mergem cu un alt domn. Și Dumnezeu ne avertizează pe fiecare dintre noi: atenție, devenim o casă de îndărătnici. Mereu nu ne convine ceva. Mereu suntem împotrivă, mereu vrem altceva. Ca și poporul Israel, ne aducem aminte. Mereu murmurăm, mereu îi spunem lui Dumnezeu: da, ce bine ne mai scos tu, ce bine am mai ajuns noi. Uite că nu se mai întâmplă nimic, de atâta vreme am fost copil, am îmbătrânit. Și tot aia e. Necredința pune stăpânire pe viața noastră. Și ajungem de multe ori, fiecare dintre noi, în loc să fim un templu pentru Dumnezeu, o casă de îndărătnici. Murmurăm. Ne aducem aminte, poate fiecare dintre noi am auzit acel cântecel pentru copii. Murmurăm mereu dimineața, mereu la amiază, mereu seara, mereu în ziua de sabat. În fiecare zi găsim ceva ce nu ne place. Ne certăm cu Dumnezeu și Dumnezeu plânge pentru noi. De ce? Pentru că ne iubește. Pentru că avem preț, El spune, ai preț în ochii mei. El dă popoare pentru noi, sunt avertizări aduse, sunt nenorociri în lumea aceasta pe care Dumnezeu le îngăduie. Poate, poate ne vom trezi. Acesta este strigătul de dragoste a lui Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă dacă noi mereu vom continua să mergem pe drumul acesta? Ce s-a întâmplat și cu poporul Israel? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia scrisă de Luca din capitolul 13, versetele 34 și 35. Ierusalime, Ierusalime care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori n-am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Observați pe Domnul Iisus Hristos cu durere. Vede ceea ce se întâmplă în poporul Israel. Privește către El și plin de durere, cu inima sfâșiată, vine și spune: Ierusalime, Ierusalime care am venit pentru tine. Ierusalime, am trimis atâția oameni la tine și tu de fiecare dată, atunci când n-au vorbit așa după cum tu ai dorit, ei ucis cu pietre. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: n-am să mai trimit pe nimeni la tine. Există riscul acesta ca Dumnezeu să-și întrerupă avertizările sale către noi, personal. Dacă eu insist mereu în păcat, dacă eu persist pe calea mea către răutate, într-o bună zi, Dumnezeu va spune: lasă-l în pace. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu atât de plin de durere, nu? Iată că vi se lasă casă pustie. Ce înseamnă lucrul acesta? Să mergi la templu, să crezi că acolo este Dumnezeu, acolo este locașul de întâlnire, acolo este biserica lui Dumnezeu și de fapt El să nu mai fie. S-a întâmplat lucrul acesta cu poporul Israel. Mergeau, aduceau jertfe în continuare acolo, dar nimeni nu mai primea jertfele lor. Se ducea în templu Domnului și bătea cu pumnul în piept și spunea: aici este templul Domnului, templul Domnului, dar Domnul nu mai era acolo. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și în viața lui Saul. Se duce și se roagă la Domnul, crezând de fapt că Dumnezeu îi va mai răspunde, dar Domnul nu i-a mai răspuns. Cât de dureros este lucrul acesta? Tu care ai cunoscut adevărul, tu care ești poporul lui Dumnezeu, tu care trebuie să fii ce? Un templu pentru cei din jurul tău, să nu te mai asculte Dumnezeu. Iată că vi se lasă casa pustie. Este atât de trist lucrul acesta. Ce se întâmplă în momentul în care casa noastră este pustie? În momentul în care Duhul lui Dumnezeu nu mai vorbește prin conștiința noastră, nu mai spune: nu este bine ceea ce ai făcut, nu te mai pune mereu contra, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, lasă plăcerile la o parte. Atunci când acest glas al conștiinței trimis de Dumnezeu încetează, ce se întâmplă?
Haideți să citim în Cuvântul lui Dumnezeu cuvintele Domnului Iisus Hristos în Matei, capitolul 12, versetele 43 la 45. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi duce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Observați dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos face o profeție cu privire la poporul Israel. Poate să fie profeția aceasta și cu privire la noi? Atunci când noi l-am cunoscut pe Dumnezeu, am descoperit slava lui Dumnezeu. Ne-am bucurat cu Domnul Iisus Hristos și ne lăudam cu Domnul Iisus Hristos. Astăzi, când ne este rușine de Hristos, când ne este rușine să ne purtăm ca niște creștini, când încercăm să imităm toate invențiile lumii din jurul nostru, atât la serviciile de închinare cât și în portul nostru, astăzi când nu mai descoperim prin viața noastră slava lui Dumnezeu, astăzi când putem să dormim liniștiți în ciuda păcatelor care există în viața noastră, când Duhul Sfânt nu mai vorbește conștiinței noastre, cine umple golul din inima noastră? Spunea Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul acela rău, care cândva era în viața noastră, înainte de a-L descoperi pe Domnul Iisus Hristos, vine și ne vizitează din nou. Și vede că casa noastră cumva este pusă în ordine. E atâta loc acolo, dar e goală. Și ce face el? Se duce și cheamă alți prieteni de-ai săi. Alte patimi, alte obiceiuri, alte ambiții răutăcioase. Și umple casa sufletului nostru. Și cum devenim noi cei care odinioară ne-am închinat și am adus slavă lui Dumnezeu? Spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea ca cea din tâi. Interesant. Să vină Cuvântul lui Dumnezeu și tu să spui, hai mai lasă-mă în pace cu Sfântul lui Israel. Dar nu știu eu. Tu îmi spui mie. Păi eu am crescut în biserica asta, ce să mă înveți tu pe mine? Cuvântul lui Dumnezeu să nu mai aibă acces la viața ta. Să interpretezi Cuvântul lui Dumnezeu, să crezi că ești mai deștept decât Dumnezeu. Să spui de fapt ce ar fi vrut să spună Dumnezeu și că noi până acum n-am înțeles lucrul acesta și acum viacul acesta întunecat al lumii m-a luminat atât de mult încât înțeleg altfel Cuvântul Sfânt. Este interesant, nu? Spune, tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, să ne schimbăm la timp, înainte de a fi prea târziu. Iată, vreau să citesc un gând din Isaia, capitolul 24, versetul 3 la 6 și să vedem, de fapt, cauza pentru care viața mea, viața ta, poporul lui Dumnezeu, biserica care trebuie să se găsească în viața noastră, unde trebuie să locuiască Iisus, a ajuns în această situație. Sau poate va ajunge în această situație. Care e cauza? Există în gând, în Sfânta Scriptură un gând la care trebuie să luăm aminte. Și să lăsăm așa cum este scris. Să cugetăm asupra acestui lucru și să ne întrebăm dacă nu cumva și eu și tu poate facem aceleași greșeli. Isaia, capitolul 24, versetul 3 la 6. Țara este pustiită de tot și prăpădită, căci Domnul a hotărât așa. Țara este tristă, sleită de puteri. Locuitorii sunt mâhniți și tânjesc. Căpetenele poporului sunt fără putere, căci țara a fost spurcată de locuitorii ei și călcau legile și nu țineau poruncile și rupeau legământul celui veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei și pedepsesc nelegiuirile lor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei. Observați? De ce este atâta lipsă de tărie spirituală? Care este motivul pentru care noi, ca și popor sau individ, ajungem în această situație? Cum? Să facem negoț, o peșteră de tâlhari, o casă de îndărătnici, o casă pustie, în locul lui Hristos să domnească altcineva în viața noastră. De ce se ajunge în această situație? Spune că, spunea Sfânta Scriptură, că căpetenile poporului ajung cum? Fără putere.
Nu pot să iau o decizie. Vor să facă ceva, dar mereu apar piedici. Nu pot să iau o hotărâre. Mereu sunt opriți, sabotați. De ce? Care este motivul? Pentru că țara a fost spurcată de cine? De locuitorii ei. De cine? De mine? De tine? De noi cei care facem această biserică. Și cum am putut să facem lucrul acesta? Am călcat legile, n-am ținut poruncile, am rupt legământul pe care noi l-am făcut atunci când ne-am botezat. Am declarat că credem una, pe parcurs am schimbat credința noastră. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, de aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei. Și ne plângem. Și vedem viața noastră că nu este ceea ce trebuie. Observăm de fapt că nu există tărie spirituală în viața noastră, în bisericile noastre. Facem comparație între noi și ceilalți peste gard. De multe ori parcă ne place că e mult mai bine unde, dincolo la filistieni. De ce? Pentru ce? Pentru că am făcut un pact cu păcatul. Pentru că păcatul este în viața noastră. Plăcerea pământului ne domină și Hristos este departe de noi. Am vrea în aceste momente în mintea noastră fiecare dintre noi să ne cercetăm viața, să ne împăcăm și să întindem mâna către Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă ne-am afundat, să ridicăm mâna în sus și El ne va prinde, ne va ridica. Vreau să închei cu un gând din Sfânta Scriptură. Un gând care, de fapt, totuși și o întrebare, care a trebuit să se găsească pe buzele noastre și în mod sincer să ne cercetăm. Isaia, capitolul 39, versetul 3 și 4. Este vorba despre împăratul Ezechia, un om al lui Dumnezeu care a făcut lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Și în una din zile, din dragoste pentru el, Dumnezeu trimite pe prorocul Isaia. Îl trimite să-l avertizeze. Să-i spună de fapt că zilele sale sunt numărate. Să-i spună de fapt că Dumnezeu îl va chema la odihnă. Este foarte interesant lucrul acesta. Am putea spune de fapt că aceasta este și o binecuvântare. Dumnezeu să te avertizeze. Atenție, pune-ți casa în rânduială, că El te cheamă la odihnă. Ai timp să rezolvi lucruri pe care poate nu le-ai rezolvat. Cu frații tăi, cu cei din biserică, cu pastorii, cu familia, nu? Cu cei dragi, cu vecinii tăi. Poți să pui lucrurile la punct. Să mergi liniștit la odihnă până când Dumnezeu te va chema din nou la viață. Dar să citim cuvântul sfânt, Isaia 39, cu 3 la 4. Prorocul Isaia a venit la împăratul Ezechia și l-a întrebat, ce au spus oamenii aceia și de unde au, ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea, n-a rămas nimic în visurile mele pe care să nu i le fie arătat. Observați dumneavoastră? Dumnezeu face o minune cu acest împărat. Ne aduce aminte? Cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care nu l-au citit, aș vrea să vă spun de fapt că el se întoarce și plânge la Domnul și spune, Doamne, adu-ți aminte de viața mea, am slujit pentru tine. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea lui. Și îi lungește viața. Îi spune lui Isaia, care nu era departe, încă era în curtea palatului, spune, du-te înapoi și spune, am să-i lungesc viața. Lucrul acesta este auzit, știa toți cei din jurul său, popoarele de departe au auzit de fapt că Dumnezeu i-a lungit viața lui Ezechia. Și au început să vină, să vadă de fapt ce Dumnezeu are Ezechia. Și în momentul în care oamenii aceștia vin, în loc să-L vadă pe Dumnezeu acolo, în loc să-L descopere pe Dumnezeu acolo, ce descoperă? Casa de armament, casa de bani, parada militară. Să arate de fapt Ezechia cât de tare este el, cât de multe lucruri are el. Și când prorocul Isaia vine și spune, de unde au venit oamenii aceștia și ce au văzut în casa ta? Păi Doamne, tot au văzut, n-a rămas nimic să nu vadă. Dar nu l-au văzut pe Dumnezeu. Acest lucru a adus ce? Mai târziu nenorocire pentru Israel. A stârnit invidia și ura popoarelor din prejur. Mă întreb astăzi în mod sincer fiecare dintre noi. Ce văd oamenii în viața noastră? Ce văd vecinii în viața noastră? Ce văd prietenii noștri din biserică în viața noastră atunci când venim la biserică? Care este relația noastră cu Dumnezeu? Îl descoperă ei pe Dumnezeu atunci când noi deschidem gura în viața noastră?
Vecinii văd pe Dumnezeu, nu? În viața noastră, atunci când noi suntem în curte, atunci când noi facem activitățile noastre. Ce spunem? Despre ce avem obiceiul să discutăm în pauza de după școala de sabat? Până la predică. Despre ce discutăm atunci când suntem în programele de după amiază? Care sunt gândurile noastre? Afaceri? Ce vom face săptămâna viitoare? Ce mi-am cumpărat? Ce am vândut? Cum am reușit? Ce chilipire am avut? Ce preț bun am scos? Lucrurile acestea ne întristează, ne îndepărtează de Dumnezeu. Și am vrea ca fiecare dintre noi să cercetăm viața. Și am vrea ca să luăm această întrebare ca fiind întrebarea lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, pentru noi, cei care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în acest moment. Dumnezeu ne întreabă, pentru că nu știm cât va dura viața noastră. Nu suntem stăpâni pe ea. Dar Dumnezeu ne pune astăzi întrebarea aceasta. Ce au văzut oamenii în casa ta? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea înțelepciune și har pentru a face voia Lui. Amin. Veniți că vreau o spune.